Jaf la o casă de pariuri din Târgu Jiu. Un bărbat a reușit în doar câteva secunde să fure suma de 5.000 de lei după ce a amenințat-o pe angajată cu un cuțit. Bărbatul s-a făcut apoi nevăzut. În seara zilei de 1 octombrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de tâlhărie după ce un bărbat a pătruns în incinta unei case de pariuri de pe raza Municipiului Târgu Jiu, iar prin amenințare a sustras o sumă de bani din casa de marcat. În cauză polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal. Poliția încă îl caută pe autorul jafului.